Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, împreună cu subprefecții județului, a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții ai primăriilor Baia Mare și Sighetu Marmației, precum și cu reprezentanții ai Poliției Rutiere, ai drumurilor naționale și județene. În cadrul ședinței au fost discutate măsurile necesare pentru întreținerea și dezăpezirea drumurilor din Maramureș în sezonul de iarnă 2021-2022. Odată cu începerea sezonului de iarnă, executivul Consiliului Județean Maramureș spune că a dorit să se asigure că societățile responsabile pentru întreținerea drumurilor naționale și județene din județ, respectiv Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Drumuri și Poduri Maramureș S.A., au încheiat contractele pentru aprovizionarea cu sare, clorură și nisip, iar utilajele necesare sunt pregătite pentru intervenție. Dorim să luăm cele mai bune măsuri pentru a interveni cu succes încă de la prima ninsoare, pentru a oferi participanților la trafic condiții bune de circulație și totodată pentru a preveni evenimentele neplăcute cauzate de îngheț și de căderile masive de zăpadă. Siguranța cetățenilor în trafic este esențială și ne pregătim din timp cu măsuri eficiente, a precizat Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș.